Imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere amplasate într-o vulcanizare din Galați. Supărat că nu și-a primit înapoi o datorie de 500 de lei de la un angajat al vulcanizării, un bărbat de 30 de ani și-a cerut banii cu un pistol și, ca să fie cât se poate de convingător, nu s-a sfiat să-l folosească. În imagini se vede cum bărbatul intră în benzinărie și începe să discute cu angajatul căruia i-a împrumutat cei 500 de lei. Când acesta din urmă cere încă o amânare, agresorul își pierde răbdarea. Scoate pistolul și îl așează angajatului la tâmplă. Crezând probabil că arma este de jucărie, bărbatul îndepărtează cu nonșalanță mâna atacatorului. Își dă seama în ce situație se află abia când agresorul trage câteva fuguri cât se poate de reale în aer. M-am dus să văd o mașină și... s-a auzit un foc de armă, atât. Un coleg de-al meu trebuia să-i dea niște bani din cauza asta. O sumă mare? O sumă mare, 500 de lei. Și că, băie, dacă nu dai bani, te împuși. Cred că i-a arătat pistolul și și-a tras în sus și atât. Ca să nu atragă atenția, cei doi se mută într-o încăpere mai retrasă, unde amenințările continuă. La un moment dat își face apariția în încăpere un alt bărbat care încearcă să calmeze spiritele. Nu are succes. Agresorul flutură în continuare arma prin fața celor prezenți. Amenințările iau sfârșit abia în momentul în care la fața locului ajunge un echipaj de poliție, chemat de colegii angajatului dator. A tras un foc de armă în plan vertical cu un pistol cu bile din cauciuc pe care îl deține în mod legal. Chiar dacă angajatul nu a depus plângere, bărbatul va fi cercetat pentru uz de armă neletală fără drept. Pistolul a fost confiscat, era încărcat cu bile de cauciuc și proprietarul avea permis de port armă, însă folosirea în public a unei astfel de arme, în alte circumstanțe decât pentru apărarea personală, este ilegală. Polițiștii i-au dus la secție atât pe autorul focului de armă, cât și pe angajatul vulcanizării. În cele din urmă, victima n-a vrut să depună plângere pe numele agresorului.